Salut! Eu sunt Radu și scriu pe excelninja.ro. Relativ recent am primit o întrebare legată de proiecții. Oare dacă îi dăm Excel-ului vânzările din ultimii ani, ne poate da o proiecție pe anul viitor? Pe scurt, răspunsul este da. Hai să vedem cum facem asta. Pentru partea asta de previziune o să folosesc o funcție care se numește surprinzător forecast, adică previziunea în limba engleză. Și o scriu aici. Și îmi cere câteva informații. Unul la mână îmi cere un X. Și oare ce-o fi X-ul ăla? Se referă la anul pe care eu vreau să-l calculez, în cazul meu, în exemplu meu. Și în cazul meu, anul pe care vreau să-l calculez e B8-2016. Pe lângă asta, îmi cere known whys, adică informațiile cunoscute legate de acești ani. Astea sunt informațiile de vânzări. Vânzările noastre efective. Ultimul lucru îmi cere anii cunoscuți, pentru că astea oricum sunt în corespondență. Și dacă dau Enter, să văd că proiecția mea pentru vânzări pentru 2016 e 351.580. Ok, o întrebare destul de pertinentă ar fi de unde mi-a pus Excel informația asta, numărul ăsta, din scos 351.580. Ca să îți dau un răspuns, eu am făcut un grafic, undeva mai jos aici, îl trag mai sus ca să îl vezi și tu. Îl punem lângă numerele noastre. Ok. Și ce o să fac la graficul ăsta, o să adaug cu plusul ăsta din partea dreaptă, o să dau un trendline. Și o să văd, șocant aproape, că linia asta punctată, trendline-ul, merge exact în punctul ăsta, 351.000. Ce mi-a făcut Excel-ul de fapt? Mi-a făcut o regresie liniară. Sper că te-am băgat în ceață de tot cu expresia asta de regresie liniară. Dar asta e modul prin care Excel-ul calculează atât trendline-ul, cât și funcția asta forecast. Dacă vrei să afli despre regresie liniară, e clar că e subiectul altui video. Cam asta a fost. Sper că nu te-am băgat în ceață prea mult cu partea de regresie liniară. Sper că acest video ți-a fost de folos. Dacă vrei să afli multe despre Excel, hai și pe excelninja.ro.